bagă poduri pe locurile unde se, era risc de inundare și dumneavoastră ați semnalat prin video și interviu. Da. Au văzut video sau chiar așa era proiectul? Să lucreze până la Paște. Mă, nu. Deci, probabil că au văzut video și nu trebuie. Că acolo nu mai podul... unii trebuia pus pod acolo în curbă. Urma să nu-l mai pui. Adică că n-ar fi apă, că ei nu știau. Băgase asfalt deja în alt loc. Am văzut că au lăsat liber să bage poduri, era doar petriș. Dar acolo în curbă au pus asfalt deja. Da. Și acum au tăiat... Și acum au tăiat asfaltul și au introdus tuburile totuși, da? Da. După sesizarea asta au făcut treaba asta. Urma să nu mai pui, să rămâi așa. Până la prima inundație sau vreo câteva inundații până aveți le dea în gând să intervine. Da. Dar eu am făcut, că, pentru că am, după ce am făcut sesizarea asta, au făcut și șans, că trebuia făcut un șans adânc de, făcut un șans de 2 metri și au pus un tub cam de 10 cm în diametru cu găuri și cu o plasă de asta sintetică ca să... Ah, o chestie de drenaj ca să se adune acolo apele și să se scurgă, da? Da. Doar pe partea stângă, adică partea de la deal, cum ar fi, pe o parte a drumului, că apa vine doar de la deal în drum. Și e făcut din vârful dealului până în centru. Dar după aia ce am făcut eu a doua de sopcat. Da, dacă e locul mlăștinos, așa trebuie uscat solul, altfel n-ai cum. Deci, sigur că da. Ei, dar ei n-aveau de unde să știi că aici în mlaștri sunt atâtea izvoare. Ei, cum n-aveau de unde să știi? Când se face un proiect de drum, se studiază terenul, se fac investigații, se sapă, se vadă la ce adâncime e apa, în mod normal, eu știu, nu știu cum s-a făcut la dumneavoastră în sat. Așa trebuie, dar nu s-a făcut nimic. Eu am făcut, o zgriat un pic la început balastul pe parte și pe alta drumului, cu excavatorul, o înlocuit cu balastru, deci o săpat un pic așa, cam la 60 cm, cu excavatorul pe parte și pe alta drumului, o lua pământul și a pus balastul, lua tasa și gata. Nu au făcut adânc cum a făcut acum și să pui folii și tub și paia balastul. Deci iată dovada, iată dovada că merită cetățenii să fie atenți, să-și folosească cunoștințele și să își apere interesele. Că lucrurile se rezolvă dacă intervii. Altfel dacă îi lași din capul lor, fac cum e mai ușor. Exact, o povară ta mai ușoară și pui termine treaba, să iei bani și gata. Și după câțiva ani trebuie reparat. Intervenit din nou. S-a lăsat, ba pe acolo, ba pe acolo, dar dacă el nu era făcut ca lumea. Dar domnul primar nu prea o convins, că aia că ai făcut comuna de risc, nu știi. Domnule, el n-a făcut comuna de risc. A, deci v-a contactat el, că ziceați că nu prea îl găsiți, că era în casă. Da. V-a găsit el, că de ce ai vorbit la cameră. Nu situația creată... A doua zi m-a sunat. Nu situația creată de el face comuna de râs, dar filmarea și interviul dumitare, da? A vrut să ascund... Eu am făcut comuna de râs, că am spus și probleme să ieșe. Păi eu am atras un punct de vedere. Probleme la ce se întâmplă aici, care e realitatea. Că dacă nu e făcut cum trebuie, e făcut degeaba și... aiurea. Și risipă de bani, de acord. Risipă de bani publici, că în câțiva ani se revină cu reparații, cheltuială în plus. Sigur, da. Dar nu ținea. Deci dacă tot drumul se lăsa, deci dacă nu-i făcut consolidat cum trebuie și nu-i are scurgerea cum trebuie... Păi chiar ați filmat dumneavoastră data trecută cu o parte de șosea de asfalt deja s-a lăsat, nu? Dacă n-a fost tasat, dacă nu au avut grijă de drenaj, apele moaie. Exact. Îmi trec rabii, că grele de 40 tone, s-a lăsat. Dar sătenii, de acord cu dumneavoastră, sau tot...
De unde se apare izvoare? Și izvoarele apar așa... Deci de asta nu știu, habar n-aveam. Sătenii sunt de acord cu dumneata sau tot cred că da. Le-ai făcut de răsatul? Cred că sunt de acord cu mine, pentru că... Îi știi și e același lucru. Au văzut că treaba e făcută... În primul rând trebuia schimbat podurile. Ea este un pod de ăla din curbe, era înfundat aproape complet și trebuia înlocuit, pentru că podurile astea au fost făcute când a fost făcut sonda. Aici la Paroarenă a fost o sondă de petrol. Și drumul funcționa ca un dig și s-a adunat apa în sat. De sondori au fost făcut și podurile astea. Eu au fost calculat atunci în timpul Ceaușescu pe unde sunt laștile, pe unde trebuie. Ei nu mai ținut cont de unde să locuiască podurile care erau înfundate. Eu mers așa. Hai dăm o pospaie repede, gata, terminăm bani și gata. Dar nu știți, lucrau oameni de la stat sau din firme private? De la firmă privată. Angajată de stat, de acord. Da, da. Mulțumesc, domnul Ciobanu, da. Aquapark e firma. Nu SRL e ceva, probabil. Da, da, firmă privată, da. Statul trebuie să aibă controlori care să verifice cum fac munca ăștia, privații angajați, nu? Antreprenorii. Da. Băi, știți cum e. Mulți trebuie, dar se face foarte puțin pe deloc. Hai să fim vigilenți ca dumneavoastră, să vă dăm exemplu și să facem monitorizare activă, cu documentare video. Mulțumesc foarte mult! Numai bine! La revedere! Dat.